Domnul a fost lovit în această după-amiază de un adevărat potop. O furtună cumplită s-a abătut timp de 20 de minute peste oraș. Străzile s-au transformat într-un uriaș lac. Mai mulți copaci au fost rupți și aruncați peste mașinile din jur, iar acoperișurile mai multor clădiri au fost luate de vânt. Pe strada General Moșoiu, vântul a smuls acoperișul unei clădiri și l-a aruncat peste patru mașini parcate pe marginea drumului. Oamenii sunt disperați, mai ales că nu aveau asigurări la autovehicule. E praf, e jumate, e făcută praf. N-am ce să fac. Nici nu știu acum, așteptăm, am sunat la poliție de vreo două ore și văd că niciunul. Sunt toți ocupați. A zis că în tot orașul e... Ce-a căzut pe a? Cărămizi? Cărămizi, dar ce poate să cadă? Acoperișul? Eu am mutat-o puțin mai așa, că am zis măcar să nu mai cadă. Vântul foarte mare, furtună. Tot acoperișul picat pe patru mașini. Asta e viața. Acum sub cerul liber. Sub cerul liber, asigurările vor plăti, că de-aia ne-am asigurat. Eu am venit cu taxi până pe în stație și noroc că m-am oprit, că atunci deja vinea tot acoperișul jos. Dacă mă grăbeam și fugeam, eram deja gata. Cât de mare a fost furtuna? Foarte mare, că m-am și temut. Ai văzut așa ceva? Mai rar. Au venit frunzele prima dată și au venit cărămizile și formă au venit pleul ăla. Eu așa m-am speriat, era idee. În centrul orașului, furtuna a rupt copacii și i-a zvârlit peste mașini. În parcul din spatele Teatrului Național, vântul a făcut un adevărat prăpăd. Copaci smuși din rădăcină, bănci și leagăne rupte, autoturisme avariate. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit de urgență și la această oră lucrează încă pentru a curăța drumul de crengi. O familie mai puțin norocoasă și-a găsit în această după-amiază mașina sub un copac dărâmat de furtuna care a lovit Clujul în urmă cu 3 ore. Pe lângă gaura din portofel, ghinionista familiei mai are un ecaz, deși a sesizat primăria. Timp de 2 ore, autoritățile nu au ajuns la fața locului pentru a îndepărta copacul căzut peste autoturism. Așa că mezinul familiei a renunțat să mai aștepte, a pus mâna pe fierăstrău și s-a apucat să-și elibereze singur mașina. Am ieșit și eu să mă prind cu cățelușul și am văzut că a zis un vecin că a fulgerat. Aveți asigurare la mașină? Am sunat-o pe fiică-mea, lui fiică-mea în Italia, să ne comunică la lucru, când de repede ne sună, nu știu ce să mai zic. Că vine de la primărie cineva să ridică. Și de cât timp așteptați? Păi de 2 ceasuri. Vă dați să-l pe primul. Și n-a venit nimeni? N-a venit. Te-ai decis să nu mai aștepți autoritățile? Ba da, până vine primăria, o să aștept mult și bine. Vorbim despre urmările furtunii cu Andrei Biriș, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj. Bună seara! Bună seara! Domnule Biriș, ați reușit până la urmă să faceți un inventar al distrugerilor? Este încă în desfășurare, intervențiile, echipajele de intervenție sunt în desfășurare. Urmează ca în cursul nopții să se finalizeze această evidență a solicitărilor la care am răspuns. Echipajele de intervenție intervin în funcție de prioritate la solicitările cetățenilor, unde, de exemplu, acoperișurile pun în pericol persoanele care sunt în zona respectivă, copacii căzuți blochează căile de acces. Câte intervenții ați avut până la această oră, dacă puteți să-mi spuneți, și cu ce personal acționați? Am avut zeci de apeluri, am avut intervenții în jur de vreo 30 până la acest moment. Repet, echipajele noastre sunt încă în intervenții, ele desfășoară intervenții în acest moment în funcție de prioritate. Urmează în funcție de prioritate să fie tratate fiecare. Spuneți-mi dacă ați primit și numeroase apeluri nejustificate de la oameni intrați în panică după furtună sau în timpul ei. Persoanele care au solicitat, în principiu le-au solicitat în momentul în care au fost afectate grav casele sau bunurile lor. Noi am încercat să răspundem și prioritar am răspuns celor care aveau
probleme mari în ideea că ar fi putut să cadă pe persoane sau au fi putut să reprezinte pericol. Atributul pentru explicațiunile care sunt făcute în urma fenomenelor meteo revine proprietarului dacă aceasta nu pune în pericol persoane, proprietarului sau administratorului spațiului respectiv. Domnule Biriș, ultimă întrebare. Cum vă pregătiți pentru că informațiile sunt că furtuna nu se va opri, că la noapte vor fi din nou ploi torențiale, vânt puternic undeva la 50 de km pe oră? Informațiile noastre pe care le avem de la Agenția Meteo ne țin în continuare sub avertizarea cod galben. Noi suntem pregătiți pentru a interveni în cazul și altor solicitări sau altor situații, fără nicio problemă. În funcție de prioritatea acestora, noi vom răspunde fiecare solicitări în parte. Mulțumesc foarte mult, a fost alături de noi Andrei Biriș, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj. Intrăm acum în legătură cu doamna Oana Buzatu, care este purtătorul de cuvânt al Primăriei Clujene. Bună seara! Bună seara! Spuneți-mi, vă rog frumos, ați văzut știrea de mai devreme, oamenii se așteptau ca primăria să intervină să-i ajute. Nu s-a putut? Începând cu ora 16, când s-a declanșat prima rafală de furtună și vijelii, la primărie, pe numerele de telefon pe care clujenii le cunosc și le au la dispoziție pentru a face sesizări, au început să sosească telefoanele prin care se anunțau situații atât care puneau în pericol un număr mare de persoane, cât și situații particulare ale unor persoane care solicitau ajutor pentru avarii cauzate în gospodăriile lor. Municipalitatea a transmis toate aceste informații celor care trebuie să se ocupe de ele. Respectiv, când am primit semnalări ale unor fire de curent electric, de pildă, care erau căzute la pământ, am transmis celor de la electrică, ați trimis echipa de intervenție astfel încât să intervină în urgență pentru a evita orice fel de accidente. Intervenții s-au făcut și se fac în continuare. Pe toată durata nopții se va continua să se intervină direct proporțional cu urgența și impactul pe care aceste sesizări le au, după cum spunea și domnul Biriș, suntem obligați să stabilim o ierarhizare a importanței sesizărilor, întrucât ele sunt foarte multe. Spuneți-mi, știți cumva ce pagube a produs furtuna din această după-amiază? Cele mai vizibile până în acest moment, n-a avut nimeni timp să stea să facă un bilanț foarte amănunțit, dar cele mai vizibile, fără îndoială, sunt cele legate de arborii care au căzut în oraș. Și cel mai afectat zona a fost fără îndoială cea din spatele Teatrului Național. Din fericire, în Parcul Central, din informațiile pe care le-am primit de la constructor, s-au rupt doar câteva crengi din arborii parcului. Nu am avut niciun copac doborât la pământ care să în urma furtunii. Toate aceste resturi rămase pe domeniul public trebuie ridicate pentru că fie au căzut peste mașini, fie incomodează la traficul rutier. De asemenea, s-a transmis către compania de apă necesitatea de a interveni în urgență în anumite zone în oraș, unde volumul mare de apă căzut pe o perioadă scurtă de timp a făcut ca rețeaua de canalizare să nu poată prelua această apă și s-au produs inundări. Avem și sesizări de la cetățeni care au inundate zonele în care locuiesc. Prin urmare, pe toată durata nopții vom continua intervențiile și vom încerca să ne asigurăm că toată lumea primește asistența de care trebuie să beneficieze. Pe scurt, vreau o ultimă întrebare. Aveți un dispecerat, un număr de telefon pe care să-l puneți la dispoziția oamenilor peste noapte dacă apar probleme cu o eventuală nouă furtună? Sigur că da, 984 este numărul de telefon la care oricine poate să sune pe 24 de ore din 24, nu doar acum, ci în fiecare zi, iar persoana care preia aceste apeluri este în măsură să facă transmisia informației către, dacă informația este de interes pentru 112, pentru poliție sau pentru orice altă instituție a statului, ofițerul de serviciu va face această transmisie a informației, astfel încât intervenția să se facă în cel mai scurt timp posibil. Mulțumesc foarte mult, a fost alături de noi Ioana Buzat, purtătorul de cuvânt al Primăriei Cluj-Napoca. Noi continuăm știrile. Aproape 60 de proiecte din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 au fost deja finalizate în Transilvania de Nord. Potrivit reprezentanților Agenției de Dezvoltare Nord-Vest, valoarea totală acestora se ridică la peste 10 milioane de euro. Majoritatea proiectelor finalizate aparțin micro-întreprinderilor care în acest fel au creat și 250 de noi locuri de muncă. Suntem
în mijlocul perioadei de implementare 2007-2013, programul operațional regional, după cum știți, merge cel mai bine, însă nu atât de bine pe cât ne-am dorit. Reprezentanții Agenției de Dezvoltare Nord-Vest consideră că pentru o mai bună absorpție a fondurilor europene este necesară regionalizarea și descentralizarea despre care se tot discută în ultimul timp. În ultimul rând, noi consideram că această discuție trebuia deschisă mai de mult. Deci, de remarcat este că a fost deschisă în timp util, încă suntem în grafic, pentru a putea să discutăm despre programarea fondurilor. În regiunea de Nord-Vest sunt în fază de implementare 177 de proiecte în valoare de peste 300 de milioane de euro. Suma reprezintă 63% din totalul alocat pe regiune. La Cluj a fost lansat astăzi un centru de cercetare medicală de 10 milioane de euro. Centrul Imogen este realizat pe bani europeni printr-un proiect al Spitalului Județean Cluj și își propune să devină unul dintre cele mai mari astfel de centre din această parte a Europei. Contractul de finanțare a fost semnat anul trecut, iar proiectul trebuie implementat în maxim 36 de luni. Clădirea de circa 4.000 de metri pătrați va fi terminată în luna septembrie anului viitor, după care vor fi alocate câteva luni pentru reglarea și testarea aparaturii. Vor lucra doctoranți, vor lucra, de ce nu, și studenții pentru tezele de diplomă. Sunt convins că vom ajunge la colaborare eficientă și cu Universitatea de Medicină și cu alte structuri de cercetare din Cluj. Centrul de cercetare de la Cluj va fi încadrat într-o rețea europeană. Centrul va avea laboratoare de genetică, biologie moleculară, somnologie, dar și săli de conferințe unde vor fi organizate cursuri pentru cei care intră în domeniul cercetării. Era nevoie de un astfel de centru la Cluj pentru că Clujul este prin tradiție un oraș cu o mare istoric în activitatea medicală, în activitatea universitară și în activitatea de cercetare. Și acest centru cred că va aduce recunoașterea aptitudinilor întregului personal care își desfășoară activitatea aici. Acesta este cel mai mare proiect pe bani europeni derulat până acum de Spitalul Clinic Județean Cluj. Edilii orașelor din Apuseni salută decizia ministrului culturii de a da avizul de descărcare arheologică pentru masivul Cârnic. Primarii din Abruzzi și Câmpenie, Tiberiu Rațiu, respectiv Călin Andreș, spun că astfel se dă o șansă pentru relansarea economică și socială a zonei. Cei doi apreciază că suma de 70 de milioane de euro oferită de Roșia Montană Gold Corporation pentru conservarea patrimoniului cultural reprezintă o sumă record pentru România. Mai mult, aceștia cred că mineritul este șansa zonei și a oamenilor de aici la o viață mai bună, la punerea în valoare a patrimoniului, a tradițiilor și a istoriei acestor locuri unde s-a făcut minerit din generație în generație. Totodată, decizia ministrului Kelemen Hunor a fost salutată public și de Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România. Și acum sport. Șepcile Roșii visează să joace finala Cupei României pe noul stadion Cluj Arena. Ideea îi surâde și unuia dintre cei mai iubiți jucători ai universității, veteranul Claudiu Niculescu, care vede în asta un final perfect de carieră. Ar fi un vis devenit realitate, pentru că am jucat cu siguranță cu 30.000 de oameni în spate. Și pentru mine ar fi și mai frumos, pentru că ar fi un final de carieră perfect. Ar fi un vis care ar deveni realitate până la urmă. E un obiectiv foarte atent pe care noi ni l-am propus, cu atât mai mult cu cât e posibil să se joace pe Cluj Arena această finală. Dacă am ajunge în această finală, probabil că... Obiectivul Universității Cluj pentru noul sezon care începe vineri este clasarea pe locurile 1-5 și calificarea în finala Cupei României. Antrenorul Ionuț Badea se arată încrezător în jucătorii săi și spune că echipa este suficient de bine sudată încât să obțină victorii după victorii. Universitatea Cluj debutează noul sezon al Ligii I vineri în deplasare cu nou promovata Dacia Mioveni. Știrile se opresc aici, la Realitatea TV Cluj urmează Clujul în realitate, colegul meu Ciprian Aron îl are ca invitat pe profesorul Nicolae Gudea. Nu uitați, ne puteți urmări în direct și pe internet la adresa realitateacluj.net. De asemenea, dacă ați fost martor al unui eveniment ieșit din comun, dacă ați filmat sau fotografiat ceva inedit, trimiteți imaginile pe martoroculararon@realitateacluj.ro. Eu sunt Ionel Lespuc, priviți realitatea în ochi, la revedere!